În dimineața zilei de marți, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au descins la sediul Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură Botoșani. Cauza perchezițiilor sunt suspiciunile de săvârșire a unor infracțiuni de corupție privind subvențiile acordate de Uniunea Europeană pe suprafață declarată. Ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate 16 percheziții domiciliare în localități situate în județele Botoșani și Suceava, printre care se numără și sediile de instituții publice. Au fost percheziționate și alte persoane care s-au ocupat de dosarele de acordare a subvențiilor către fermieri.